una din regulile cele mai importante pe care un pacient trebuie să le respecte este legat de regimul și aportul de alimente și lichide. Pacienților li se recomandă ca înainte de intervenția chirurgicală, 6 ore, să nu consume alimente și să aibă un repaus lichidian de 4 ore. Mâncărurile solide și băuturile cremoase sunt cele mai riscante. Dacă pacientul a consumat înainte de intervenție chirurgicală mâncăruri solide și acesta este supus unei anestezii generale, există riscul de a dezvolta complicații. Una dintre cele mai grave este pneumonia de aspirație. Întreruperea sau continuarea medicației cronice se decide în urma consultului preanestezic. Unele medicamente pot fi continuate inclusiv până în dimineața intervenției chirurgicale, unele pot fi întrerupte înaintea intervenției chirurgicale și acest lucru se hotărăște în urma unui consult preanestezic. De regulă, medicamentele anticoagulante sunt întrerupte, iar uneori acestea sunt înlocuite cu altele cu o durată de acțiune mai scurtă, în așa fel încât o intervenție chirurgicală să fie desfășurată în siguranță și fără riscuri ca pacientul să sângereze în timpul intervenției chirurgicale sau postoperatorii. Un pacient trebuie să recunoască faptul că este consumator de alcool sau droguri sau dacă fumează, pentru că acestea interacționează cu medicația anestezică. Consumul de droguri poate duce la complicații grave cardiace intraoperatorii sau postoperatorii. Pacienții pot dezvolta sevraj postoperator. Adiția de opioide influențează modul în care acționează opioidele pe care le administrăm noi în timpul anesteziei sau opioidele de care pot avea postoperator nevoie pacienții și recunoașterea acestui consum de droguri poate ajuta medicul anestezist să își creeze un plan anestezic adecvat acestei situații. Este bine ca o femeie tânără atunci când se prezintă pentru consult preanestezic în vederea efectuării unei intervenții chirurgicale, aceasta să aibă un test de sarcină efectuat. De regulă este general agreat faptul că o intervenție chirurgicală se poate efectua cât de cât safe în al doilea trimestru de sarcină. Este de preferat evitarea intervențiilor chirurgicale în primul trimestru de sarcină până la 12 săptămâni. În ceea ce privește alăptarea, anestezicele ajung în laptele matern în cantitate foarte, foarte mică. De aceea, o pacientă care vine pentru o intervenție chirurgicală și care alăptează este lăsată să alăpteze până în momentul intervenției chirurgicale, poate să reia alăptarea după anestezie, după ce este perfect conștientă și a revenit complet din anestezie. Dar ce trebuie amintit sau un sfat, o pacientă după anestezie care alăptează nu ar trebui să se îngrijească singură de un copil, deoarece după o anestezie generală capacitatea de reacție și reflexele sunt afectate, aceasta poate fi în continuare somnolentă și nu ar trebui să îngrijească un copil, un bebeluș singur. Medicația anestezică afectează reflexele și capacitatea de reacție a pacienților. De aceea nu este recomandat să conducă un autoturism cel puțin 24 de ore după anestezie. Este ilegal condusul sub influența drogurilor, așa cum este ilegal și condusul sub influența alcoolului.